fiind sigur, mai dăm o dată înapoi. Mai mergem o dată în față și mai facem o frână să izbească. Și acum hai să vă arăt. S-o golit. S-o golit bena noastră. Bună dimineața, fraților! Bună dimineața, bună să vă fie inima! Bine, dimineața pentru voi poate, pentru mine nu. Încă e dimineața, e ora 11 fără 20. Dimineața pentru mine a fost la ora 6 fără 10 când am plecat. Dar acum e 11 fără 20. Băi, fraților, după cum se vede, nu-s cu camionul meu. Avem un alt camion azi. Avem un alt, o altă remorcă după noi. Bine, că nu se cheamă remorca asta ce avem după noi. O facem alt fel de muncă față de munca care o fac eu zi de zi. Pentru care nu știți, care n-ați văzut vlogul trecut, de săptămâna trecută, nu pot să ies din Franța, nu pot să ies din Italia, pentru că am atestatul scăzut. Și așa că trebuie să stau pe Italia. Trebuie să lucrez doar pe Italia până mi-ajunge atestatul. Așa că astăzi o să lucrăm pe basculantă. Pe benă, cum se zice în România, basculantă, benă, aici ei se zice vască. Astăzi plimbăm camionul pe aici, pe zonă, dintr-o parte, dintr-un punct în altul. Îl plimbăm cu nisip. Încărcăm undeva din zona de Torino și îl ducem la Fosano. La Fosano lângă mine, unde stau eu. Bă, ce să zic, ca cursă e faină, nu pot să zic că e nasol, dar trebuie să faci 5 curse la zi, cu 10 ori faci 5 curse, cu 9 ori faci 4 curse, dar azi eu fac 5, că am 10 ori, am plecat și de acasă, deci timp am. Am să fac 5 curse. Să vă explic așa cam cum decurge ziua de azi. Am plecat de dimineață de la 6 fără 10, la 7 eram deja la Faule, așa se cheamă localitatea din încarc. Acolo încarc nisip, mă pup pe cântar, mă cântăresc, iau actele și mă duc la Fosano. Ei, la Fosano mă duc direct înăuntru acolo, nu mai cântăresc, nu nimica. Mă duc direct, descarc, basculez și mă întorc înapoi aici. Cam asta e toată munca care trebuie să facem azi. Ne plimbăm dintr-un punct în altul. Aici ne încarcă la Faule, la Fosano descărcăm. Munca nu-i grea, chiar e faină. E faină și munca asta, dar eu momentan nu prefer munca asta. Dar acum n-am ce face că până vine atestatul. Munca asta aș prefera în România, când mă apropii de pensie, dacă îi mai ajunge la pensie, să fac acasă, să fac în România munca asta, așa, pe basculă. Dau un exemplu, ce fac eu acum, că acum aș face în România, încarc de la Suceava, descarc la Botoșani. Ceva de genul, încarc la Suceava, descarc la Botoșani și tot așa. Dus întors. Mi-ar place, dar nu acum, mai încolo. Că noi fi mai bătrân. Acum vreau să plec, să ies. Adică aș prefera să fac curs în zi mai mult, așa și acasă. Dar să mă duc în Franța, descarc, mă întorc înapoi și gata. Nu stau și mă plimb pe aici dintr-un punct în altul.
Dar momentan nu avem ce face. Facem și noi ce curse ne dă, alea le facem. Azi cu ăsta. Mâine îmi iau înapoi camionul meu. Cam altă treabă de făcut. Și camionul meu nu pot să-l folosesc la basculanta asta pentru că nu am pompă care se ridice. De asta folosesc camionul ăsta. Camionul ăsta nu știu cine e. Acui cine îl folosește. Nu e un camion fix. E tot un Mercedes, 480 de cai, doar că e la cabină mică. E cu cabina mai îngustă un pic. Stop. Facem stop-ul. Hai ca să vă arăt și cum arată și bascula asta. Nu e greu de lucrat cu ea, e? Ați vedeți, o să vă arăt și când basculez. Nu e chiar așa de greu de lucrat cu ea. Eu am mai lucrat la început, când am venit aici în firmă, am mai lucrat vreo 4 zile. De atunci nu prea am mai lucrat. A, nu e greu, nu e greu de învățat. E foarte simplu. Hai că imediat ajungem aici să încărcăm. Numai bine, mai încarc o cursă până în 12, e 11 fără un sfert. Așa la 12 pleacă la masă. Am deja făcut două până acum. Acum o încarc pe a treia. Mă opresc să fac și o pauză, că am 4 ore condusă. Mă duc a treia, mă întorc, încarc a patra, o duc, încarc a cincea, o descarc și de acolo plec direct acasă. Plec direct în bază, cum ar veni. Și cam așa se termină ziua de azi. Facem 5 curse din astea și plecăm acasă. Hai că am ajuns și aici unii încărcăm. Aici ai de tăte din încărcat. Nisip, petriș mai mic, petriș mai mare. Absolut de toate, de toate. Hai să-l găsăm pe ăsta cu vola. Uite la acolo. Aici e cântarul, când înșim, să ne cântărim. Hai să mă vadă ăsta și mă duc să mă poziționez direct pe locul de încărcare. Cu asta mă încarcă. O să mergem undeva în spate, acolo, unde nisipul care îl încarc eu. Sunt mai multe modeluri mai multe tipuri din astea. Deci ăsta e mai gros. Ăla care încarc eu e nisip fin. Uite ăștia, încarcă pietriș aici. Vedeți? De acolo de unii mari îl face mic. Și apoi aici ne împrăște, de acolo chică nisip mărunt. Acolo și mai mărunt. Merge treaba la ăștia aici. N-ai ce să fac. Da, hai că am venit și ăsta. M-am văzut. Ăsta e nisipul care trebuie să-l încarc eu. Este nisip fin, foarte fin. Și îl poziționăm aici, pe loc. Așa. Lăsăm axul jos. Hai să vă arăt o leacă și basculanta.
așa arată. Camionul, ăla cu cabină mică. Și asta e bine. Ne bagă 5 cupi din alea și merge pe cântar. Dacă mai trebuie, mai completează el. Dacă nu mai trebuie, mai ia un pic. Înțelegeți? Trebuie să mor pe cântar să nu depășesc 46 de tone 200. Încărcătura totală. A doua. Deși eu nu trebuie să depășesc 46 de tone total. Ca încărcătură, nisip, o să am 30 de tone și ceva. Să știți, masa maximă admisă pe Italia e 46-200. O să circă. Eu aruncat 5 din astea sus, mai iei el un pic în cupă și se duce acolo, lângă cântar. Și după ce mă pun pe cântar, el vede dacă mai trebuie să mai pun sau nu. Ia uite, se înfinge. Trebuie să se înfinge. Patru. Mai bag una. Mai bag una și am plecat. Uite, știți cât a durat? 2 minute a durat să mă încarci. Mă claxonează el imediat. Gata. Am încărcat. Acum merge pe cântar. El se duce acolo lângă cântar. Să văd cât am. Mi-am luat imediat actele, documentul de transport și am plecat. Aici le-am pe Atlanti. Și la sfârșitul zilei mă duc să le duc. Nu mă duc de fiecare dată. Când ajung acolo, să le dau lui ăla. Îi dau la sfârșitul zilei, când termin ultima cursă, atunci îi dau toate foile, 5 îmi rămân mie, 5 îi rămân lui. Ia. Merge treaba unsă, ca uns. Ia uite-l, vezi? Ăsta-i cântarul, el mă așteaptă acolo să vadă. Ori mai trebuie să mai pună, ori mai ia. Hai Ionel, hai Ionel, hai! Op! Gata, el acum vede acolo cântarul. Mă duc să iau actele și ne auzim după aia. Da, ui, frate! Am luat și actele. Vedeți? Am aici două foi. Una rămâne mie și una eu las lui ăla. Deci am încărcat așa, 46 de toni 800. Nu, 46 de toni 80. Net am 30 de toni 780 și tara la camion e 153, adică 15 toni 300. Deci eu nisip în sus am 30 de toni 780. Și total am 46,80. Camion plus bena. Așa că e ora 11, avem 4 ore și 4 minute. Vedem să găsim un loc până să ne oprim, să facem pauza. Mâncăm și noi. Și după aia mergem să descărcăm ăsta. Să descărcăm asta și ne întoarcem înapoi. Și tot așa. Mai avem două cursuri afară de asta. Că
cam asta e treaba, așa funcționează munca asta. Nu e grea, dar chiar nu e grea deloc, e foarte simplu. Numai că, na, trebuie să te miști dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. Bine, sunt alții de la noi care fac și car pământ, car chetroaie. Depinde unde îi trimite. Asfalt, bag asfalt grozav, când e de asfaltat prin autostradă sau pe străzi în astea normale. Bag grozav asfalt. Dar la asfalt e nasol. E nasol că ești tot plin de motorină, trebuie să te urci în cason, trebuie să te urci sus în benul și să înainte să încarci, trebuie să uzi tot bena cu motorină ca să nu se prindă. După aia la descărcare trebuie să stai în fața la aia și trebuie să ridici câte un pic bena. Câte un pic, ea te împinge. Am făcut și asfalt vreo 2 luni de zile la început. Era în sătul cu el. Dar na, care îi place să facă și munca asta, e destul de ok. Adică muncă fizică nu ai. Adică trebuie să ridici bena în sus, o lezi în jos, atât trebuie să faci. Dar eu momentan nu vreau să fac treaba asta. O fac acum că-s nevoit, că nu am atestatul. Momentan nu vreau să fac treaba asta. Și chiar dacă i-aș zice să mă lese numai atât timpul pe asta, nu mă las, sunt sigur. El vrea să mă trimit afară, nu, să mă plime pe aici. Are cine să fac pe aici. Să și mai în vârstă. Are vreo 2 pensionați. Are cine să fac treaba asta. Așa că, fraților, ne auzăm de la descărcare. Așa vă arăt și cum descarc, cum ridic bena. Să vedeți și voi. Așa că ne auzăm mai târziu. Da, măi, fraților, ne opriți noi la pauză. Oalea. Pauze. Facem o jumătate de oră. Un sfert de oră l-am făcut dimineață. Uităm și noi un pic pe la camion. Vedem dacă are ceva. N-are ce să aibă. N-are ce să aibă, tot în regulă. Bă, da. La mânușile. O să urcăm o leacă sus să vă arăt nisipul. Ia uitați-l cum stă, bărbătos. Ia uite. Plin. Bine, nu e chiar plin, mai e rămas câte așa de alături o leacă. De acum, cine vrea nici nisip, imediat. Zang. I l-am dat. Da. Cam asta e treaba. Ce să facem, măi? Facem și noi ce ne dă, nu? Important e să muncim. Să avem de muncă. Ăsta e ăla când ridicăm bena. O să vă arăt cum funcționează. De aici l-ai tras, l-ai ridicat în sus, dar trebuie să apieși pe un buton, să activezi pompa. Pompa e acolo, aia cu ulei. Și tot ăla și ridică pistonul ăsta. Ridică în sus, se ridică tot sus. Așa că până atunci facem pauza și plecăm.
fraților, am făcut și pauza. Aveam jumătate de oră de când am plecat la pauză. Am trecut Fosano. Și chiar la ieșire din Fosano, cum merg către Trinita, unde stau eu. Așa se cheamă satul cu ăsta unde stau eu. Între Trinita și Fosano trebuie să descărcăm. Da, da. Trebuie să descărcăm. Suntem cu a treia curs acum. Și mergem să descărcăm, după aia mergem, facem a patra și după aia ultima. A cincea venim, descărcăm din nou și de aici direct către bază. Azi o zi liniștită, o zi faină. Vremea e bună. Păcat că mai prins câte un tractor, mai prins câte un mor de ăsta care merge pe stradă și îți mai iei din viteză o leacă. Dar n-ai ce să faci, frate. N-ai ce să faci. Vrem așa înainte, cum putem. Bine, că am timp. Am timp pentru că am tras dimineața cu primele două curse. Și am încărcat-o pe a treia, înainte de 12. Și acum, uite, 12:21, în 2 minute ajung. La 12:30 plec de aici. 12:30, la ora 1:20 încarc a patra. 1:30, la 2:40 să descarc. 3:40, cam la 3:30, 3:40. Încarc pe a cincea. Încarc a cincea și iau timp cu un coleg de-a meu. Asta o descărcat sau trebuie să descarci? Cred că o descărcat. Descărcăm aici. Trâna. Deci normal aici eu trebuie să mă opresc aici, să mă duc la ăla la birou, să iar dau actele. Dar îi dau toate la sfârșit. Ca să nu mă tot plimb, când încolo, când încoași. Aici și tot. Tot o balastieră, cum e partea aia lantă, doar că aici nu se face, cred că nu se face nisip fin din ăsta, sau se face prea puțin, nu fac ăștia față. Și aducem de acolo și lăsăm aici. Ăsta e un fel de pământ, ăsta iar la fel un nisip mai mare, și ăsta e, aici trebuie să descarc eu. Vedeți cât de puțin e aici? Și deja, uite, asta vin cu a treia cursă și tot dispare de aici. Eu tot pun, dar dispare. În sipul. Și cum descărcăm? Uite așa, descărcăm. Dăm cu spatele, blocăm axul. Dăm cu spatele acolo, cât mai aproape. Mai aproape ca să n-aibă la mult muncă cu vola. Cam așa. Dăm pe liber, tragem frâna de mână. Avem aici butonul care activăm pompa. Vedeți? Se activează. El acum se activează. Vedeți? S-a activat. Mi-a apărut și aici jos și acolo. Mi-a apărut. Și aici avem maneta. Manetuca. De aici, acum ar veni pe liber și dacă ridic în sus și încep să accelerez, să ridic bena. Eu acum accelerez și să ridic din 5 mai tare. Singura chestie, când basculați, să vă puneți drept. Bena să fie dreaptă cu capul tractor, ca să nu cumva să vă răsturnați. Și apoi o ridici sus. O ridici.
Holy Iisus, maxim, maxim. Cât se poate. Până la ultimul. Hop. O leși un pic. Acum, te-ai dus un pic în față, te împingi el. Te împinge în nisip. Te-ai dus un pic în față, câte o lecuțică, câte o lecuțică, el tot chică din benă. Iar te-ai dus un pic în față, iar mai curge câte o leacă. Înțelegeți? Acum o ridicăm maxim sus. Zeam. E sus. Acum mergem în față. Ați auză, nu? S-a izbit odată și mai facem o frână. Fiind sigur, mai dăm o dată înapoi. Și mai mergem o dată în față. Și mai facem o frână să izbească. Și acum hai să vă arăt. S-a golit. S-a golit bena noastră. Ia uite ce frumos l-am înțergat. Dacă ne uităm, ia uite. Goală. E goală. Nici... N-ar rost să mai izbesc. Și aici e nisipul care l-am adus noi. Curată, curată. După aia, după pauză, după ce mănâncă ăla, vine și-l ia și-l împingi încolo, sau îl duci, unii are nevoie. În fine. Noi ne-am făcut treaba. Acum o lăsăm în jos, de aici. Dăm ăsta în jos și coboară. Ia uite. Zeang, zeang. Axul a ridicat. După ce trag frâna de mână, se echilibrează și axul de pe spate. Apoi e ușor, ușor. Se lasă în jos, se pune la locul ei. Când se apropie mai tare, e și mai greu pistonul. Ia, acum s-a terminat, s-a pus la loc. Aici a rămas un pic de nisip. Îl dăm așa la mișto, jos. Bine că el în timp și merg să dă. Cel mai important, după aia, să vă uitați ca clempușii ăștia să fie aici, cum sunt acum. Să nu fie pe lângă. Că când ți-o apucat ăla să-ți pună nisipul, s-ar putea să deschidă asta și mergi cu dânsul deschis. Ăștia să fie așa, exact cum sunt acum. Să prindă asta. Cam atât. Ăsta l-am descărcat. Mergem la următorul. Mergem la următoarea cursă. Deci ăsta rămâne în jos aici. Aici dezactivăm pompa, că dacă nu o dezactivezi, n-ai cum să mergi cu ea, mai mult de 20 la oră nu-ți dă voie să mergi. Acum s-au echilibrat și roțile din spate, axele. Hai să mă les asta aleacă, să fac o manevră aici, să mă întorc. Opa, așa. Și cam așa se descarcă, fraților. Cam așa și se descarcă balastier. Aici n-ai treabă cu nimeni, te saluți cu cine te vezi. Vii, ți-ai descărcat, ți-ai făcut treaba și ai plecat mai departe. Acum o chișcăm să încărcăm a patra cursă. Și să o aducem. Să aducem aici. Să ai un coleg de-a meu, face pauză aici, după cum se vede. Face pauza de prânz, așa și pauză face el.
Hi, 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 O'Neill. Hi, O'Neill. Vezi cam asta-i treaba pe basculă. Pe basculă. Durează 3 minute să te încarci. 2-3 minute să descarci. Mai mult face drumul decât încărcarea și descărcarea. Dar ce se face? Asta e munca. Trebuie cărat și nisipul ăsta, nu? Cineva trebuie să-l care, nu? Acolo ați văzut cât de mult este. Aici nu prea este. Se termină rapid. Ori de aici vine și îl încarcă și îl duci în altă parte, dar nu cred. Ori îl pregătește pentru cusare și îl pregătește pentru stradă, să-l arunci pe stradă, nu știu. Încă n-am întrebat din nimeni să mă interesez la treaba asta. Dar nici nu mă interesează. Eu important să-i fac cursele astea și să mă duc acasă. Asta mă interesează mine. Să-i fac cursele și să o chișc acasă. Nu mă interesează mine ce fac ei cu nisipul. Chiar nu mă interesează deloc. Da, acum intrăm în Fosano și o tăiem înapoi către faule. Faule. Aceeași treabă, încarcă, vin înapoi, descarcă, mai avem de făcut două curse. Eu am făcut trei până acum, mai avem de făcut două. Le băgăm și pe astea și la revedere. Mă duc să-mi iau camionul meu, să-mi-l agăț la remorcă și să văd ce-mi dă pe mâine. Mâine ce zice ceva de... să mă duc pe la Alexandria. Descarc ceva pe acolo și pe aia să merg la Asti să încarc. Acum nu știu, așa mi-au zis de ieri. Dar vom vedea mai încolo. Mai târziu, încă mai am de făcut două cursușoare din astea. Băi, cam un cântanț, nu-i rău deloc, nu-i rău deloc. E fain. Nu muncești deloc, dar deloc nu muncești. Atât trebuie să faci, trebuie să te dai jos acolo, să te duci să iei actele din încarci. Și aici, dacă vrei, nici nu te dai jos din camion când basculezi. M-am dat eu acum jos să vă arăt cum se basculează și să vă arăt acolo în spate. Dar așa nici nu mă dau jos, basculez, am izghit de două ori ăla din spate ca să închici tot nisipul. Și am plecat, am lăsat Bena în jos și am plecat. Dar eu deocamdată nu vreau să fac treaba asta. Nu mă tentează așa tare. Eu-ți alți mai bine, dai mie cursul lung, mă duc, am descărcat, mă întorc înapoi, mi-agăț altceva pe mâini sau tot așa. Momentan nu vreau să lucrez pe asta. Lucrez acum cât e nevoie. Așa, e bine că leși pe asta și eu să prind semaforul roșu. Ai noroc, nu s-a făcut roșu. Da, fraților. Cam asta e treaba și cu ziulica noastră de muncă. Cam asta fac eu azi. De la ora 6, dacă fac un calcul acum, să zic că e 12:30. La ora 1:30 sunt acolo. Acum 2:40 aici. 4:20, zic să fiu acolo să încarc. Să încarc ultima. 4:20. 5:20, 5:10, cam așa. Vin aici și de aici până în bază fac 25 minute. Să zicem, 5:30. 5:30 să fiu sus.
КамАЗа, ТТЗ Улика. Da, vă lăs aici și ne auzăm mai încolo.